Liderii ACL Buzău s-au strâns la sediul PNL de lângă primărie înainte de prezentarea exit poll-urilor. Televizorul s-a dat pe Realitatea TV și domnea un optimism reținut. Pe baza informațiilor obținute pe surse de la București că Iohannis stă bine și e pe un trend ascendent. Este un trend în creștere pentru unul dintre candidați și un trend în descreștere peste celălalt, potrivit valului care a urmat sau potrivit modului în care s-a mutat de la Este un rezultat... S-a făcut 9 fix când s-a prezentat exit poll-ul Realitatea TV. Deși pe ecran scorul era egal, 50% cu 50%, cei prezenți au izbucnit în aplauze. În creștere Klaus Iohannis, în descreștere Victor Ponta. Azi dimineața l-au luat. Alte aplauze, însoțite de această dată de urale, au izbucnit pe timpul discursului lui Klaus Iohannis, când pe burtier a apărut primul sondaj care îl dădea câștigător pe Iohannis. Miza de astăzi a fost dreptul la vot. Cum lucrurile nu erau încă 100% tranșate, declarațiile liderilor ACL Buzău au fost încărcate de emoție și cumpătare. Este o victorie a lui Klaus Iohannis, care din acest moment începe pentru România o nouă perioadă. Avem mâine dimineață, sunt convins, un nou președinte, așa cum România și-l dorește de 25 de ani. Asta, mărlănia asta cu să dai 50-50 sau să dai pe Ponta câștigător, mă duce cu gândul că foarte multor lideri pe PSD le place ca doamnele lor să fie Mihaela seara. N-am nimic împotrivă dacă le place ca doamnele lor să fie doamna Mihaela, dragostea mea, în fiecare tur de scrutin, n-au de gând. Însă mâine dimineață sunt fer convins că domnul Iohannis va câștiga la cel puțin 2% diferență, așa cum arată și analizele noastre. Adevărata bucurie s-a manifestat abia după ieșirea pe post a lui Victor Ponta, care, cu fair play, și-a anunțat înfrângerea.